David Popovici, românul care a devenit campion mondial la doar 17 ani, mă trezeam în fiecare dimineață la 5 cu micul dejun pregătit deja de către mama mea. Mai dormeam o oră și la șapte eram deja la bazin. A fost greu, mii de ore de antrenamente. David a reușit să câștige două medalii de aur și să scoată cel mai bun timp din istoria României. A început să noate de la vârsta de patru ani din cauza unei probleme cu spatele. Nu s-a mai atins o asemenea performanță din anul 1973. David, felicitări și mult succes în continuare! Haide să ne arătăm toată susținerea pentru acest băiat care a făcut România mândră.